până la corul. Ha, gata, aia aici pe mâncață, aici pe la... Stige alea, că să mă arăt, mamă, dar nu-ți parc. Nu s-aude aici. Nu s-aude de acolo. Deci tu partea asta. A început ăsta, mă, cum îi zice, mă. Dă-sta, mă, cum îi zice, mă. Papiță. Ei, nu, că-ți vorbesc mai... Mai ții minte când a luat papiță la treabă pe tine. Și și-a bătut joc de tine, te-a băgat să cânti, să cânti în cele mai mari chinuri posibile. Mai aveai puțin și cânteai și la porci. Da. Da? Îi mulțumesc. Bun. Acum... Mai ții minte că le-am pus pe Florinel. Bacălit. Te-a călit și acum încearcă să-ți dea la cap, ai înțeles? De ce faci mereu la românul ăla? Că ăla român simțit. Tu n-ai văzut că i-are mașină la fel? Cine? Da? Uitat, eu l-am confundat. Spune-ți. Adi, când sunt doar ce papiță, cap. Dar ai văzut că seamănă și la spate, la asta, de la da, spate. Da, asta n-are cioc. O să-mi las. Spune-ți. Spune-ți, băieți. Adrian Radu. Spune-ți că nu mă supăr. Băi, papiță, ce e a lui, ce să mai are mâinile alea să moară familia mea? Cine, bă, dar poți să-ți... Cine a luat primul pe el la treabă? Cine da, papiță, nu? Nu, papiță, primul, cu el am mers mai mult, la urmă Vasile. Te filmează, nu, filmează-te. Nu, păi n-am cum, că nu frate, merge să-mi nu mai invers, să-ți face camera. Păi cum sunt? Dacă filmează, uite, filmează. Toate că știe lumea că eu sunt, aude vocea, sau aude tot. Eu sunt. Da, frate. Păi da, dar mai dă-i înalte, sau de... Lasă-mă că l-a călit, să omoară familia mea. Și acum dacă nu e fratele meu... Tu stai copil, ce-l băga și pe el? Nu, frate, asta va fi pusă pe... Bună, să mori în pușcării, doamne, pune. Să zică și mucegăi tu la îngur. Dacă mergea Vasile cu noi, dă-i luam salariu și cânta pe... Eu cu Ionuța lui. Și când era salariul luat, luai jumătate de salariu, nu mai luai eu salariul tău. Făcea lumea. Tu nu, Adi. Tu nu, cât e? E treaba mea aici. Coaca aici, e treaba mea, adică aici eu sunt aici. Eu tot e cu 2 milioane. Bă, nu, vă dădea și amenzi. Așa, Vasilică, bravo. Bravo, vorbiți. Ai dat amenzi, bă? Ai dat amenzi? Eu n-am dat. N-am dat. Florine l-a mai dat. Bă, e adevărat că l-ai pus pe Florine să stundă iarba? Dar numai odată, venea un papuci și ia și el amărât. Țiganul. Dar uite că i-a prins, păi bine, vezi? Păi nu, povestește ca să știm și noi Florinel, istoria lui. S-a dus la... E fratele meu, nu vreau ca să se dragă greșit. Florinel, să vorbim Florinel de la Ozana, alias Florin de la Bălcescu, prima oară a vorbit cu Robertoaie. Băi, nenicule, arată-mi și mie că vreau să... Da, păi, atunci, vină la mine. Da, țiganii, băi, a venit până la poartă. Ce cu tine, bă, ce e? A venit să-mi fur găinile. Așa de rău arăta? Da, bă, așa... și la mărâmă, cum, na, ca fiecare. Nu contează, toți am fost amărâți. Bă, nu stai nicio secundă să tai bucăți, să o prepar, să o... Nu, spun adevărul și asta poate să confirme și el. În următorul interviu, poate să confirme. Așa. Muncește și face treaba pe unde să duce, e lumea mulțumită. Bun, hai, spune mai departe. Și a venit la mine, zic, fratele meu, să-ți arăt. A început să cânte, vecinii a venit, a început să vină la poartă. Bă, cine e, bă? Ce vă s-o aud așa? Vine poliția, pompieri, cine? Nu creștem, cine-i dreacul ei ăla? Ce? Nu mai cânta, făcea Nino? Bă, basta mea zice, bă, tu te băiești cu el afară, că nu mai suport. Lăsați-vă, eu am avut... Câte mai aproape. Și l-am luat cu mine, pe... Ușor, așa, dar mai ziceam... A, tu l-ai luat. Eu? Cu mine am mers cu mine. Eu l-am inițiat. Și cum l-ai botezat tu? Ce nume i-ai dat? Cum i-ai dat? Nu, aveam și eu de tăiat iar în curte. El avea cal și găruț. Și ți-a făcut? Da. Ți-a făcut treabă, 2-3 ani? Și venea cu un băiat, Baciu. Era prietenul lui, bătea cu percuție. Mai venea, băi, Florin, nu-i luam, că n-aveam ce să iau. Nu. Mai uite-l în școală, mai venea și el. La porci? La porci nu l-am băgat, că i-aveam dat drum pe afară, nu știu că eu aveam câini, în loc de câini aveam pe afară. Dar venea și el, era mărât, copilul mărât. Bă, nu mai contează ce-a făcut, ce-a fost și ce cum. Contează că țiganul își face treaba. Da, își câștigă o pâine, să moară cea mai scumpă asta. Nu vorbesc acum că ne filmează și că pui aia. Eu îți vorbesc de realitate. Și să moară familia mea de la mine dacă nu are tot respect. Un 10. Pentru chestia asta, să moară familia mea. Da, să nu ducă, dacă a dus vorba și dacă are talea la cur, înseamnă că alea e... Bă, el a făcut, da. A mai făcut și el greșeli, poate era mai mic. Am avut câteva...
greșeli care le-a făcut el față de mine, nu e momentul să-ți dau un și ai trecut cu vederea sau? Da, am trecut cu vederea, dar eu a trecut cu vederea, dar e scris în caiet, adică nu... Da, care te cași pe două. Zii, Ciurică, care... Nu, aiurea, nu, dacă a făcut... Nu, asta este, vezi, e vorba aia săracul. Acum nu vorbesc să moară familia mea dacă vorbesc... Nu, eu vorbesc realitate, nu vreau să înțeleagă... Realitatea de zi cu zi, mă. Să te ferești domnul sărac, să te ferești domnul sărac, frate. Când odată mucegai la domnul Crăsuc. Băi, sunt oameni... Adică cum are ăla mucegai în gură? Înțeles că nu e... Poate n-a fost greșeală. Nu, frate, asta e o vorbă de... Când lumea e... Dacă mă cer cu tine... Și adevărat... Dacă mă cer cu tine, trebuie să... Ca să înțelegi, ce trebuie. Să mă sune Alex, nu există așa ceva. Bulangerele astea să faci. Să zic Alex, băi, vrei să te bagi corpazul și... Păi noi suntem șmecheri, mă, noi suntem lăută, noi suntem... Marș, ce am vrut să zic? Marș, marș. Atât, atât. E, poate pot și mai mimșa de asta, mai mimșa de asta. Acum așa vrei. Nu știu dacă... E pe sabia lui, nu depinde de unul, de nimeni. E, face lumea fericită la evenimente. Bravo lui, bravo. Să fie sănătos. Cu papiță. Revenim la papiță. Stai mă puțin că tu ai mai avut după papițe, mi-ai fost cu cineva și mai ești cu cineva. Uite, îmi filmează și la picioare, mă puțin. Ei, mă, că e... Ăla mi-a făcut semn. 30 de lei. Ascultă-mă puțin, bun. Acum să trecem la doamna Magda. Așa. Cum ai luat colaborarea cu doamna Magda? Păi, prima, și a cântat cu Petre. A, și a tot...